Cheltuielile cu mâncare au crescut substanțial în ultimul an. Cartofii costă cu 30% mai mult, uleiul cu 26%, iar prețul pâinii a urcat cu 13%. Într-o singură lună, legumele s-au scumpit cu 6%, iar oamenii spun că e tot mai dificil să-și împartă banii astfel încât să aibă pe masă tot ce le trebuie. Prețurile sunt cam sărătoare, dar suntem obligați să luăm, că ne cere stomac mai puțin, dar luăm. Niște roșii vreau să iau și să vedem ce mai e pe acolo, cum piață. Și cum sunt prețurile? Cam piperate. Și prețurile foarte ridicate. La orice obiect, la orice, și la alimente, și la produse de îmbrăcăminte. În topul scumpirilor din ultimul an continuă să se afle gazele, cu un preț mai mare cu 45% față de februarie 2021. Chiar dacă față de ianuarie se înregistrează un ușor recul. Motorina și benzina costă cu 27% mai mult, în timp ce la energia termică prețul a urcat cu 20%. Surprinzător, electricitatea s-a ieftinit cu 8% față de acum un an, susțin statisticienii, ca urmare a aplicării schemei de compensare începând din noiembrie. Analiștii financiari spun că scumpirile de pe piețele internaționale la energie și cereale s-au mai temperat, dar că e greu de prognozat ce se va întâmpla în continuare. Există speranțe și evoluții destul de încurajatoare. Am văzut prețul gazelor naturale, prețul energiei, prețul petrolului în scădere. În principal, pe seama speranțelor unui acord de pace sau măcar unui armistițiu în Ucraina în perioada imediat următoare. Dacă cel puțin vedem o intensificare a conflictului, putem vedea un scenariu în care prețurile să mai crească pentru lunile următoare, dar nu atât de dramatic pe cât ne temeam acum câteva săptămâni. Premierul Nicolae Ciucă a anunțat că pentru a preveni o creștere și mai accentuată a prețurilor și a inflației, guvernul va lua o serie de măsuri. Guvernul va adopta în această săptămână pachetul de măsuri care să reducă presiunea generată de facturile la energie și gaze naturale. Vom interveni în sprijinul economiei românești printr-un set de soluții care includ plafonări și compensări ale prețurilor la energie și gaze naturale pentru un an de zile începând cu 1 aprilie. Sprijin vor primi și mari consumatori de energie, a precizat premierul. În plus, România va cere la Bruxelles ca banii necheltuiți din programele europene anterioare să fie realocați pentru a ajuta mediul de afaceri. Potrivit ultimei prognoze a Băncii Naționale, dinaintea declanșării conflictului armat, inflația va depăși 11% în trimestrul al doilea, după care va scădea ușor în a doua jumătate a anului.